Fiți binecuvântați cei care mă urmăriți la această oră. Mă adresez și celor care mă urmăresc cu plăcere, cu drag și celor care poate cu alte scopuri. Iată că de fapt continuăm ceea ce am început în emisiunile anterioare, să vorbim și în această parte a emisiunii și în această emisiune voi vorbi și despre depresie. Dacă într-una din emisiuni și în emisiunile în care vă vorbeam despre frecvențele vieții, despre energia pe care noi o generăm prin gânduri, pentru că gândul, să nu uitați și vă rog să rețineți, este generator de energie și să știți că generează materie. Dacă eu gândesc ceva rău și nu mi înlocuiesc acel gând, acel rău se va întâmpla. Cei care vor să asculte mai multe lucruri și cei care vor să înțeleagă mai multe taine a ceea ce vă vorbesc, vă aștept cu drag să ne întâlnim la bisericuță. Ne întâlnim la bisericuța din lemn, Sfânta Maria din Voluntari Pipera, sau ne întâlnim pe calea undelor. Aș vrea să vă vorbesc despre depresie, pentru că s-a dovedit că depresia este boala care astăzi este prezentă cel mai frecvent în toate mediile, atât în mediile oficiale, în politică, în mediile sociale, dar și în multe cupluri, în familii. Depresia, dacă ar fi să o definim la modul în care ea de fapt poate să-ți distrugă dorința, voința, percepția de viitor, are sigur că o definiție atât științifică, dar și susținută de biserica ortodoxă, că depresia de fapt este boala sufletului, iar dacă ar fi să o judecăm din punct de vedere științific, depresia este acea boală care afectează creierul prin informațiile care îi sunt transmise din forma de exprimare negativă pe care mulți oameni o au, și această formă negativă de fapt este conservată și construită în interiorul minții prin lipsa de încredere pe care mulți dintre noi o avem în propria persoană. Înainte de toate ne-a pierit încrederea în Dumnezeu și odată cu aceasta se stinge și dorința de a mai trăi sau de a mai prospera sau de a mai explora noi experiențe ale vieții, încercând să acceptăm că pentru noi totul s-a sfârșit și că la un moment dat trebuie să ne resemnăm cu neputința noastră, ceea ce este foarte greșit. Pot să vă spun că de când sunt duhovnic și preot, nu am întâlnit atâtea cazuri de depresie, de anxietate, cât am întâlnit de altfel în ultima perioadă, și mă refer la pandemia care a adus multă panică, multă frică în viața multor oameni, și odată cu frica, cu panica ce a fost generată de informațiile negative pe care le-am captat, le-am recepționat și le-am stocat în ceea ce vă spuneam în cealaltă emisiune, în hardul nostru, în ADN. Aceste informații au generat o altă boală care este derivată din anxietate, numită frica. Știți câți dintre oameni astăzi au această boală? Peste 30%.
sunt consternați de frică. Frica este principalul factor care generează anxietatea și blocajul mental ca tu, iubite creștine, iubite suflete, să te poți dezvolta. Fricile sunt de mai multe feluri, sunt și ele descrise de știință și de religie. Unii au frica de eșec și câtă vreme ai această teamă de a eșua și de a nu reuși, îți atragi acest câmp de energie, te conectezi la el și exact de ceea ce ți-e frică nu scapi. Aș vrea să fiu puțin mai explicit în această emisiune și să vă explic că frica și pozitivul sunt două autostrăzi în care noi ne conectăm fie la frică sau la gândirea pozitivă prin modul în care suntem influențați de ceea ce ne înconjoară, de anumite necazuri, de anumite momente care ne aduc supărare, tristețe și care ne determină să facem alegeri greșite sau proaste. Și să știți că un mare rol în toată această poveste îl au emoțiile. Știți că există rațiunea. Jean Crusoe spunea că rațiunea este cea care îl formează pe om, emoțiile sunt cele care îl conduc. Din emoții sunt oameni care și-au schimbat viața, s-au mutat în țări străine, nu? Emoția generată de iubire, de dragoste, de sentimentul acela nobil, pe care prea puțini, din păcate, l-au întâlnit și îl cunosc. Și există emoția negativă care este hrănită de oamenii și de anturajul pe care tu ți-ai selectat sau ți-ai setat prin modul în care ai ales să străiești viața. De aceea bețivii vor atrage bețivi sau bețive. În fiecare zi la un pahar vor vorbi doar de lucruri care sunt tipice bețivilor, de a bârfi, de a comenta, de a-și consuma banii și de a aduce nefericire în familiile, la copiii care săraci și așteaptă acasă tatăl sau mama și acesta ajunge la miezul nopții cu chef de scandal, iar mama copleșită de atâtea griji, dureri, neputință, ajunge în această stare depresivă, anxioasă, în care nu mai vede nicio ieșire. Asta e doar un exemplu. Sunt alte situații mult mai grave în care omul ajunge la această stare de depresie pentru că acceptă sau a acceptat că poate fi învins. Iubiții mei, aș vrea să țineți minte ceea ce vă spun astăzi, pentru că întâlnirea mea de astăzi cu dumneavoastră nu este întâmplătoare. Sunt aici pentru a vorbi despre un sfânt, sunt aici pentru a vorbi despre dragostea și puterea Sfântului Pancratie. Sunt aici pentru a vă alina suferința sufletului și a vă pansa, a-l vindeca de bolile care îl ocupă și l-au corupt, din păcate, pentru că voi le-ați dat voie unora să vi-l viruseze sau să vă învenineze de răutăți, să vă învenineze de suferința pe care astăzi o trăiți pentru că v-au batjocorit sufletul, pentru că vi l-au chinuit sau v-au trădat. Depresia este foarte periculoasă. Este o boală psihică pe care mulți o avem și nu ne dăm seama că o purtăm cu noi și considerăm că așa este. De fapt, viața normală să o trăim cu lacrimi în ochi dimineața și cu lacrimi în ochi seara, punându-ne la somn, adormind și gândindu-ne că asta a fost să fie. Diferența dintre un om care se află în această neputință și un credincios este mare. Credinciosul mai speră și spune, lasă, a fost astăzi greu, mâine va fi bine. Depresivul, din păcate, nu mai speră nimic pentru că nu mai crede în nimic. Nu mai crede nici în el, nu mai crede nici în Dumnezeu. Și câtă vreme și-a întrerupt comunicarea cu
cu acea energie a luminii. Lumina este cea despre care noi vorbim și de care avem nevoie ca sufletele noastre să vibreze, să fie fericite. Ea nu mai poate pătrunde în sufletul nostru pentru că noi de fapt am pus pe ea acel capac care a întunecat-o. Acel capac se numește necredința sau lipsa de încredere sau lipsa de voință, de dorință, pentru că dorința și voința sunt de fapt principalele lucruri pe care diavolul ni le fură atunci când vrea să ne conducă spre deznădejde. De fapt, ce face depresivul? Începe să rostească cuvinte de vibrație joasă. Lasă că vă arăt eu vouă. Mă voi pedepsi singur. Și amenință că se sinucide. Sau... Iată cum două din elementele cele mai periculoase deja le-a săvârșit. Prin faptul că a gândit că ar dori să-și ia viața și apoi prin faptul că a rostit. Și să nu uităm un lucru, poate știți sau nu știți, că diavolul nu știe ceea ce gândești decât dacă spui pe gură. De aceea vă avertizez pe cei care aveți frici. Dacă vă e frică de ceva, mi-e frică să merg cu liftul, mi-e frică să nu pățesc nu știu ce, să nu mă îmbolnăvesc, să n-am accident, să nu spuneți această frică, pentru că diavolul, aflând că acela e de fapt la voi călcâiul lui Ahile, acolo vă va lovi. De ce vă va lovi? Pentru că mulți dintre cei care astăzi poate trăiți astfel de momente, sunteți lipsiți de protecția despre care eu vă vorbesc de fiecare dată. Dom'le, trebuie să fii protejat, trebuie să te afli în sfera de protecție a Sfințeniei. Să știi că ești protejat de Dumnezeu. Am avut cazuri în care un tânăr căsătorit nu putea să meargă la muncă decât însoțit de mamă sau de soție, era teamă. Avea impresia că este urmărit și care s-a tratat de această frică prin Sfânta Taina Împărtășanii pe care a repetat-o de 7 ori. Deci, ce trebuie să înțelegem? Că în loc să luăm pastilele acelea, știți, care te transformă în zombie, eu zic să încercăm să tratăm astfel de suferințe prin puterea credinței și prin a redescoperi forța pe care noi o avem și de care putem să ne folosim și care este regăsită în suflet, sufletul de altfel fiind fratele trupului. Și dacă sufletul îi dai putere, îi dai energie, acesta îți va ridica și îți va vindeca și trupul de bolile și de neputința pe care o avem, pentru că sufletul întotdeauna trebuie să fie mai puternic. S-a dovedit că între un optimist și un pesimist este o mare diferență. Optimistul vede întotdeauna trandafirul, floarea, și nu-l interesează țepii. Pesimistul vede doar țepii, se gândește cum ar putea fi înțepat și, din păcate, pierde frumusețea florii, și mă refer la trandafir. Și cam așa se întâmplă și lucrurile în viață. S-au dovedit și există dovezi clare că oamenii care au gândit negativ o viață întreagă n-au realizat mare lucru, s-au limitat la modul de viață pe care și l-au ales prin propria gândire, din păcate i-au virusat și pe alții și i-au convins că dacă ei n-au reușit, nici alții nu vor putea reuși. Și ceilalți pozitiviști, oamenii care gândesc pozitiv, au spus: e, astăzi e greu, mâine va fi bine, pentru că nu poate fi în fiecare zi soare în viața mea. Și a urmat de fapt exemplul pe care l-a dat Sfânta Scriptura lui Iov, în care se spunea că Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. Dragii mei, pentru fiecare problemă există soluții. V-aș ruga să vă luați o coală și un pix, pentru că în câteva minute vă voi dicta care sunt rugăciunile sau psalmii pe care trebuie să-i citiți pentru a vă elibera de această boală numită depresie.
și vă voi mai da câteva indicații pe care, dacă mă veți asculta și le veți urma, îmi veți mulțumi într-o zi, așa cum mulți, zeci de mii, și credeți-mă că nu o spun ca o laudă, zeci de mii de credincioși, îmi scriu prin WhatsApp, prin scrisori, prin... Și iertați-mă încă o dată, nu vreau să credeți că o spun ca o laudă. De-a lungul timpului pot să vă spun că de-a lungul a 2 ani de zile am primit peste 10.000 de scrisori. Dar nu asta este important, ci este important de fapt mesajul pe care dumneavoastră trebuie să-l recepționați la această oră. Și să înțelegeți că vă este dedicat dumneavoastră celor care astăzi treceți printr-un anumit moment de suferință. Cei care poate m-ați descoperit, să zic, mai târziu, mă puteți asculta pe canalul YouTube, Aducător de Bucurie, și puteți da share-uri sau transfer de emisiuni și prietenilor pe care îi aveți, copiilor dumneavoastră, ca să asculte, începând cu 2018 până în prezent, emisiunile pe care le-am dedicat sufletului și pe care vi le-am dedicat dumneavoastră tocmai pentru a fi pansament spiritual. Deci pentru a vă elibera de depresie, vă spuneam că aveți nevoie de ajutor. În imagine aveți un sfânt pe care poate deschizând televizorul mai târziu, nu l-ați văzut până acum, este Sfântul Pancratie, Sfântul Inimii. Este Sfântul care alungă tristețea, depresia. Este Sfântul Dorințelor, de altfel, la care oamenii care au cerut și cer ajutorul au primit răspuns. Moaștele Sfântului se află la Biserica Sfânta Maria din Lemn, din Voluntari Pipera, unde pelerinii au venit și vă invit să veniți să vă închinați la moaște chiar astăzi, la mâine. Vă spun astăzi la cei care priviți în reluare emisiunea, pentru că acolo, în acea bisericuță, este și Maica Domnului, biserica se numește Sfânta Maria și este de fapt numită și Biserica Îngerilor, unde Sfinții Îngeri sunt prezenți la rugăciunea pe care noi o facem colectiv împreună cu dumneavoastră, la rugăciunea pe care o facem pentru cei care sunt în nevoi și probleme și dureri. Și acolo, sau prin numerele din ecran, de pe telefon, numele de telefon, puteți să cereți ca icoana Sfântului să intre, să vină în casa dumneavoastră, însoțită de cărțile mele, care le vedeți aici, cele 4 cărți, care sunt pansament pentru suflet. Și aș începe cu Sacroterapia, Medicina Sufletului, primul manual de medicina sufletului din România. Te iubesc, tu mă iubești și 135 de cuvinte, cartea care dacă o deschizi îți spune de altfel ce ai de făcut în fiecare zi, este îndrumarea zilei. Revenind la ceea ce vă spuneam, sper că ați reușit să vă luați un pix și o hârtie. Pentru cei care aveți necazuri, sunteți supărați, sunteți triști, sunteți în anxietate sau depresie, vă recomand, și recomandarea nu este de la mine, este de la Arsenie Areopagit, un mare sfânt, care ne recomandă ca noi, credincioși și cei care suntem în nevoi sau în această neputință, să citim Psalmul 4, Psalmul 27, Psalmul 55, 56, 97, 7, 24, 41 și 45. Repet, pentru cei care poate n-ați reușit să scrieți, psalmii despre care eu vă spun sunt psalmii care tratează depresia, anxietatea și suferința sufletului. Psalmul 4, Psalmul 27, Psalmul 55, Psalmul 56, Psalmul 97, 7, 24, 41 și 45. Acești psalmi se citesc zilnic, timp de 10 zile cel puțin, sau dacă nu reușiți să citiți zilnic, măcar câte 3 pe zi,
Dar eu cred că nu este chiar atât de dificil să citim acești psalmi în condițiile în care avem nevoie ca sufletul nostru să-și regăsească ceea ce a pierdut, echilibru și liniște. Iubiții mei, emisiunea pe care o urmăriți la această oră este o binecuvântare pentru cei care vor să crească spiritual sau să schimbe viața. Vreau ca să le mulțumesc tuturor celor care cu drag și cu bucurie mă ascultă și să le mulțumesc și acelora care poate găsesc întotdeauna o virgulă și găsesc să critique bucuria și dragostea pe care eu o am și vă împărtășesc dumneavoastră, celor care cu drag îmi ascultați sfaturile și îndemnurile. Iată, poate până astăzi nu știați care sunt psalmii ce trebuie să citiți pentru a alunga depresie sau a vă vindeca de această boală a sufletului și a minții, pentru că trupul este materie, sufletul este spirit, este darul pe care Dumnezeu ne l-a dat nouă și sufletul lucrează cu conștiința noastră câte vreme ea este vie, unora din păcate le-a murit, pentru că nu-ți poți explica cum un om care este creștin este capabil să facă rău, să blesteme, să urască, să se judece pentru o anumită palmă de pământ pe care sigur nu va duce cu el pe lumea cealaltă. Și aici nu mă refer la cei care luptă pentru a-și face dreptate, ci mă refer la cei care pur și simplu vor să stârnească conflicte și vor să fie într-un permanent scandal cu propria familie, cu propriile rude. Repet, nu m-am referit și nu mă refer la cei care luptă pentru adevăr, pentru că Dumnezeu pe aceștia ajută și rugându-se lui Dumnezeu și Sfântului Pangratie sau Sfântului Mina sau altor sfinți, își vor găsi rezolvare. Vă spuneam că există rugăciuni pe care fiecare dintre noi trebuie să le cunoaștem și care pot trata aceste afecțiuni ale minții și ale sufletului. Acestea le regăsim în cartea Sacroterapia, pe care ați văzut-o și pe care o vedeți pe masă și pe care o puteți cere de altfel să o aveți în casă și nu numai. Dar există și acest pachet numit Darul Bucuriei, despre care v-am vorbit și în emisiunea anterioară, care conține cele 7 dezlegări, îl vedeți aici pe masă, conține un unt de lemn pe care, folosindu-l atunci când sunteți deocheați, când aveți o stare de rău, când aveți o nemulțumire sau pe care mulți dintre credincioși l-ar putea folosi cu un bețișor de ureche, însemnând ușa, în semnul Sfintei Crucii, sus, jos, stânga, dreapta și geamurile, mai ales în casele unde se aud zgomote, unde există multă ceartă, neînțelegere, făcând semnul Sfintei Cruci, vă veți găsi pacea lăuntrică și veți simți că acolo unde există sfințenie, Duhul cel rău nu poate să rămână. Vă rog să mă credeți că există, din păcate, persoane posedate. Am mai vorbit despre acest lucru, despre persoanele bipolare, care acum râd și peste 5 minute te înjură sau te denigrează. Există oameni care sunt depresivi și, ca să înțelegeți dacă sunteți sau nu în această fază a anxietății sau depresiei, aș vrea să vă gândiți cât de des plângeți și cât de des vă emoționați la problemele și conflictele interioare pe care le aveți fie cu voi sau cu cei din familie, mai ales mă refer aici la tinerele care își caută perechea sufletului sau la tinerii care își doresc să le fie bine și din păcate nu știu de unde și cum să o apuce.
ca orice duhovnic, ca orice preot, sigur că fiecare medic are rețeta lui, fiecare duhovnic are tratamentul lui. Am recomandat celor care au nevoie și probleme ca 40 de zile să citească acatistul Sfântului Pancratie și am recomandat acest lucru pentru că am văzut că Sfântul este foarte grabnic ajutător, mai ales așa cum vă spuneam și în cealaltă emisiune, în fereastra din iconița Sfântului, există un mesaj care generează realitatea, pentru că prin cuvânt noi zidim, noi creăm prezentul, realitatea, ceea ce trăim și viitorul. Și acolo Sfântul spune, cine mă va avea în casa lui, bucuria, iubirea și bunăstarea vor lua locul întristării. Iar porumbelul care îl vedeți în icoană cu finic este simbolul iubirii care este adus Sfântului să fie dat mai departe celor care își caută iubirea și care și-o doresc. Mai ales că v-am spus și v-am promis, vă voi vorbi în foarte curând, foarte scurt timp, despre o sfântă pe care eu am descoperit-o, o sfântă a iubirii pe care o veți putea vizita și la moaștele căruia veți putea merge într-un oraș din Transilvania. O sfântă pe care n-ați auzit, dar care aduce multă liniște și bucurie în sufletele celor care își caută perechea sufletului, își caută, de fapt, echilibru, liniștea. Și pentru că vorbesc de depresie, vă amintesc că în curând voi scoate o carte numită De unde apare degradarea psihică, pentru că degradarea psihică are o mare legătură cu anxietatea și cu această boală în care omul și-a pierdut încrederea în el, încrederea în semeni și, ce este mai grav, încrederea în Dumnezeu. Aș vrea doar să rețineți, dragii mei, că prin citirea psalmilor pe care eu vi-am recomandat, prin faptul că veți sta de vorbă cu un psiholog sau cu un preot, veți simți ajutorul de îndată, care vine de fapt prin mesajul pe care noi îl recepționăm de la vorbitorii noștri, de la cei care sunt în fața noastră. Și cea mai mare greșeală pe care o poate face un om este aceea de a dezarma pe omul de lângă el și de a-i spune, n-ai nicio șansă, nu poți să faci nimic. Este foarte grav să ajungeți să faceți asta sau să aveți parte de astfel de oameni. Feriți-vă și fugiți de ei. Psalmul 134 ne spune că nu există problemă în viață care să nu poată fi rezolvată. Același lucru vi-l spun și eu și vă încredințez în numele puterilor cerești rugăciunea pe care o găsiți în această carte de dezlegare a puterilor cerești, în acatistul Sfântului Pancratie, Sfântul Dorințelor, la care vă invit să ajungeți, să vă închinați, mai ales că îi construim și oraclă din argint, la care vă cer ajutorul, pentru că pe 26 martie, când este ziua dorințelor și vrem să o avem, să puteți veni să vă închinați și împreună să ne bucurăm rugându-ne Sfântului să ne împlinească dorințele și cererile noastre să devină realitate. De fapt, acesta este și virgula, sau aceasta este virgula pe care o așteaptă orice om aflat în anxietate, să vadă că îi se întâmplă ceva bun. Pentru că depresia, de fapt, este rodul unei dezamăgiri cumplite sau a unor suferințe care au venit peste sufletul nostru, peste viața noastră, într-un anumit moment în care ne-am așteptat mai puțin. Depresia este, de fapt, o boală care nu se vede, dar care se simte și care de multe ori este exteriorizată, prin lacrimile sufletului care ne vorbește.
Lacrimile sunt cele care mărturisesc suferința sufletului. Așa cum vă spuneam, există oameni care se pun la somn cu lacrimi în ochi și se trezesc cu aceleași lacrimi în ochi, care suspină și oftează și care nu pot accepta că lor li se întâmplă acest lucru. De fapt, asta este răspunsul la ceea ce vă spuneam. Oamenii care au astfel de suferințe nu pot să accepte că ei sunt beneficiarii acestor situații la care nu s-au așteptat, acestor dezamăgiri sau pierderi. Însă aș vrea să le spun acelora să nu mai fie triști, că tristețea nu rezolvă problema, ci o amplifică. Că există un dicton atât de frumos, că nu merită să plângi pentru nimeni, iar cei care merită nu te vor face niciodată să plângi. Că există oameni care îți pot transforma viața în iad sau iadul să ți-l transforme în rai. Și v-aș dori să cunoașteți acest rai al binecuvântării divine, pentru că binecuvântarea de care eu vă vorbesc astăzi nu este îngăduită tuturor, pentru că ea de fapt vine pe un canal de frecvență înaltă la care noi nu suntem pregătiți să facem față, pentru că n-am făcut nimic concret să ajungem acolo. Frecvența, și am mai spus acest lucru și v-aș ruga să fiți atenți, se măsoară de la 20 la 600 și este descrisă de știință ca o piramidă, în care partea de jos a piramidei are 20, partea de mijloc are 200. În această zonă se află apaticii, se află depresivii, anxioși, oamenii care nu mai cred în nimic, care sunt consternați de frică și care sunt blocați în sentimente negative, pentru că sentimentele lor negative sunt mai puternice decât forța de care ar trebui să dea dovadă ca ei să se ridice din această stare de blocaj interior. Degeaba vii la biserică să scrii acatiste dacă n-ai încredere că problema ta se va rezolva. Pentru asta Dumnezeu își cere un timp, iar timpul pe care eu vi l-am recomandat este între 7 săptămâni, cu frecvență și dacă se poate și cu spovedanie și împărtășanie. Acest canon l-am învățat de la marele duhovnic al Ardealului, Părintele Ioan de la Recea, Dumnezeu să-l ierte. Poate nu veți fi de acord mulți dintre cei care mă ascultați, dar eu n-am văzut om bolnav de depresie care să se împărtășească. Adică toți cei pe care eu îi cunosc, și nu cunosc puțini, din cei care s-au împărtășit astăzi, sunt bine. Nu sunt în depresie, nu sunt în anxietate și sunt fericiți. Ceea ce mă face să înțeleg că ceea ce nu rezolvă pastilele care te transformă în zombi, poate rezolva Hristos. Că în Sfânta Împărtășanie este putere. Vom veni să spunem că nu suntem vrednici, nimeni nu e vrednic, nici eu nu sunt vrednic. Ca fi cu Hristos înseamnă a fi desăvârșit. Ori desăvârșirea este găsită doar la sfinții care sunt printre noi, și am cunoscut astfel de oameni sfinți care stau în pustie, care n-au răutate. De fapt, asta este prima condiție ca să lupți, să ajungi desăvârșit, este să renunți la răutate. Să nu fii rău, să ai un suflet bun. Când vezi un cerșetor că ți întinde mâna, din puținul care le ai, ai un leu, îi dai 5 lei, 5 bani. Ai 5 lei, dai 2,50 lei. Și vei vedea că Dumnezeu îți va da peste puțin timp dublu. Cât înțelegem lucrul acesta? Poate prea puțin. Cât înțelegem că aflându-ne la această scară de frecvență joasă, de la 1 la 200, n-avem cum să-i cunoaștem pe cei care sunt la 600 sau la 400 și care de fapt sunt oamenii care cred în ei, cred în Dumnezeu înainte de toate și sunt milostivi.
Și acum diferența se face după următoarea categorie. Am întâlnit oameni cu o pensie de 800 de lei care au venit și au cumpărat icoana Sfântului, s-au bucurat că l-au și n-au comentat că e prea scumpă. Și am întâlnit oameni care s-au dus, au căutat să cumpere o copie pe care unii au făcut-o și au scris acolo lângă un sfânt că e Sfântul Pangratie și s-au bucurat că au dat 20 de lei. Dacă și la lucrurile acestea am ajuns să ne zgârcim, atunci ne merităm, mulți dintre noi, soarta, pentru că știți ce este foarte curios? Venim mult să ne plângem. N-avem de unde să avem, că eu am o pensie de 10 milioane, 1000 de lei, mă iertați. Nimeni nu vine să-și ceară ție cu ceva cu forța, dar sunt convins că dacă ar trebui banii să-i dai la medic, pe medicamente, imediat îi face rost și îi plăti. Dacă trebuie să-ți iei ceva pentru suflet, și acel ceva, să știți, nu vorbim de materie, de lemnul în sine, de reprezentarea grafică, și vorbim de credința pe care tu o ai și de jertfa pe care o dai ca un sfânt să-ți intre în casă și să fie colocuitor cu alți sfinți pe care ai pe pereți și care te poate ajuta. De ce te poate ajuta? Pentru că în momentul în care ai atins această icoană și ai pus-o lângă ușă, ea transmite energia gândului pozitiv. Și gândiți-vă cam câte zeci de mii de oameni se roagă acest sfânt, mii, milioane, și toată energia pe care oamenii aceștia o transmit în univers, ți se întoarce și ție ca o părticică, știți? Ești acționar la energia la care tu poți să contribui și cu zecile de mii de oameni, rugându-l pe Sfânt să-ți fie prieten și ajutător la nevoi și necazuri. Este așa de simplu. Dar noi complicăm lucrurile. Dacă ar fi să te duci să-ți cumperi o pizza la un restaurant și o sticlă de vin, n-ai comenta că e nota foarte mare. Dacă trebuie să cumperi un dar pentru suflet, cum e pachetul bucuriei, unde ai o carte care conține toate acatistele ce sunt necesare pansamentului sufletului tău, care astăzi suferă, e scump. Aș vrea să mă ascultați și să schimbați puțin prioritizarea a tot ceea ce numim noi interesul rezolvării problemelor. Investiți în suflet, scrieți pe o listă toate problemele care le aveți și rugați-L pe Dumnezeu să le rezolve și veți vedea că Dumnezeu nu rămâne dator. Sunt oameni care nu și-au putut vinde casa 8 ani de zile și cu credință, cu încredere, au cerut Sfântului ajutorul ca din ceea ce vor obține să poată despăgubi copiii, să-i ajute și sigur că îi vor aduce și o mulțumire. Și n-a trecut foarte mult timp și dorința lor s-a deplinit. Sigur că nu asta este important în viață, să ceri lucruri materiale. Important în viață este ca să ceri de la Dumnezeu să-ți dea sănătate. Sănătatea, iubiții mei, este de fapt darul cel mai de preț pe care noi îl putem avea, pentru că sănătatea este de fapt inima acestui trup. Este de fapt, mă iertați, energia care menține vigoarea, menține forța de care avem nevoie să ne ridicăm, să ne trezim. Și aș vrea să vă amintesc că sunt milioane de oameni care investesc sume colosale ca să transforme ridurile în frumusețe și să-și înfrumusețeze chipul, să ascundă anii bătrânețelor. Aceștia n-au înțeles că de fapt chipul poate fi luminos prin sufletul pe care noi îl hrănim în fiecare zi cu cuvintele, cu ceea ce oferim noi frumos sufletului și cu timpul nostru pe care îl petrecem în rugăciune. V-aș ruga doar să mergeți la mănăstiri și să vedeți călugări la 90 de ani cu o față atât de întinsă și luminoasă. Îmi veți spune mulți pe oamenii ăștia n-au avut griji, că de fapt grijile sunt cele care mi-au brăzdat fața, care m-au îmbătrânit. Și pe undeva așa este, pentru că
grijile acestea ale lumii sunt cele care ne îmbătrânesc, ne fac să încărunțim, să ne transformăm, să ne buhăim, dacă îmi permite să folosesc acest termen, pentru că n-avem grijă de noi, n-avem grijă de trup și de suflet. Și atunci sufletul vrea una, trupul vrea alta și aici apare lupta. Cine învinge? Dacă v-ați acorda mai mult timp sufletului, dacă v-ați acorda mai mult timp vouă, ca sufletul vostru să zburde, dacă ați acorda mai mult atenție inimii, să faceți să râdă, pentru că mă întreba părinte cineva, părinte, oare care este omul cel mai potrivit pentru mine pe care l-aș putea avea în viața mea lângă mine? Era o tânără care își dorea pe cineva și nu știa cum să arate acel cineva. Și a răspuns că cel mai important om în viața ta este acela care îți face inima să râdă. Câți dintre noi l-am găsit pe acel om? Și vă întreb, oare câte dintre voi, domnișoarelor, doamnelor, care ați trecut poate printr-un divorț, experiență, nu-l căutați, ca astăzi să-l întâlniți și să-l aveți în viața voastră ca și însoțitor până când moartea vă va despărți. De aceea vă rog să apelați la Sfânt. În cartea Dezlegarea celor 7 noduri, care o vedeți aici, vă arăt ca să se vadă mai bine, există o rugăciune pentru cei care vor să-și găsească perechea sufletului, pentru cei care vor să dea naștere la prunci, și există un canon de dezlegare a blestemelor și farmecelor pe care mulți poate le avem și nu ne dăm seama că le păstrăm și le hrănim prin nepăsarea noastră, pentru că nu facem nimic ca acestea să se schimbe sau ca acestea să se depărteze de la noi. Și iată cum, ne făcând nimic, orice microb, știți, sau orice boală netratată la timp poate deveni cangrenă, adică poate deveni periculoasă și ne poate pune viața în pericol. Aș vrea să știți, iubiții mei, că venind la Sfânta Biserică sau mergând la Sfânta Biserică, vă hrăniți sufletul cu energie. Vi-l încărcați cu rezerve că atunci când ajungeți, Doamne ferește, la suferință, acesta să răspundă solicitărilor voastre și să vă dea forța necesară de a trece peste orice eveniment. V-aș ruga pe cei care astăzi v-ați regăsit în ceea ce v-am spus, în aceste boli ale minții, ale sufletului, anxietate, în frică, în depresie, să îmi ascultați recomandarea și să ajungeți la biserici să cereți dezlegarea părinților de a vă împărtăși după ce veți posti, sigur, sau veți urma un anumit canon sau rânduială pe care duhovnicii vă pot da, sau dacă ajungeți vreodată să vă închinați la moaștele Sfântului. Există o tradiție la bisericuța din lemn Sfânta Maria ca toți cei care trec pe acolo să-i pună un bilețel cu dorința Sfântului și mulți s-au întors după 2 sau 3 luni să-i mulțumească Sfântului că dorința lor s-a îndeplinit. De asemenea, cei care doriți să ne ajutați, mai avem foarte puțin timp și costurile sunt foarte mari, să construim racla Sfântului Pangratie, racla în care Sfântul va poposi de acum încolo multe veacuri. Să veniți, să vă închinați și să ne ajutați, pentru că orice jertfă pe care ați făcut-o va rămâne scrisă în cartea vieții noastre, în cartea vieții dumneavoastră și în cartea Sfintei Biserici, unde veți fi pomeniți ca și ctitori, miluitori, ostenitori și făcători de bine. Eu vă mulțumesc tuturor acelora care aveți, ați avut răbdarea de a mă asculta. Le mulțumesc tuturor acelora care au comandat cărțile pe care le vedeți pe micul ecran sau icoana, pentru că prin efortul pe care îl faceți ne ajutați indirect și pe noi să ne putem susține și să putem realiza
proiectele pe care ne-am propus să le facem pentru sufletul, pentru bucuria și pentru dragostea dumneavoastră, mai ales că toți cei care ați trecut pragul Bisericuței din Lemn, Sfânta Maria din Voluntari Piper, ați rămas mirați de frumusețea locului și de liniștea pe care vă oferă sfinții care sunt acolo, mai ales îngerii care sunt acolo atât de primitori la toți cei care vin. O să închei această emisiune cu aceeași rugăciune pe care am spus-o și în cealaltă emisiune și pe care vă rog să ascultați, binecuvântându-vă pe toți și rugându-vă să veniți la întâlnirea din 26 martie și la bisericuță ori de câte ori veți simți nevoia, și azi și mâine, și ori de câte ori veți simți nevoia să vă întâlniți cu Sfântul Dorințelor. Doamne ajută! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul îndurării, îngenunchez înaintea Ta cu inimă înfrântă și zdrobită. Ție îți încredințez ceasul cel din urmă al vieții mele și ceea ce urmează după aceea. Când picioarele mele slăbite mă vor face să înțeleg că această corabie a vieții mele se apropie de ținta călătoriei, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când ochii mei slăbiți și tulburați de apropierea morții vor privi stăruitor către Tine, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când mâinile mele tremurânde și amorțite nu vor mai putea ține bine crucea Ta și fără voia mea o voi lăsa să cadă peste patul durerii mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când obrazul meu palid și buzele mele uscate vor produce teamă și compătimire celor din jurul meu, vestind apropierea sfârșitului zilelor mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când urechile mele nu vor mai auzi vorbele oamenilor ca să asculte glasul Tău care va rosti judecata de care va depinde soarta mea, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când gândurile mele vor fi întunecate de frica morții, când sufletul meu se va lupta cu Duhul Întunericului care vrea să-mi acopere ochii inimii pentru a pierde încrederea în îndurarea Ta și astfel să mă arunce în chinurile deznădejdii, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când inima mea obosită abia va mai bate luptându-se cu vrăjmașii mântuirii mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când voi vărsa lacrimile cele din urmă, semn al nimicniciei mele, primește-le ca o jertfă de pocăință și în clipele acelea, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când cei din jurul meu, simțind sfârșitul vieții mele, te vor chema în ajutor pentru mine, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când simțurile mele nu vor mai pricepe ce se întâmplă în jurul meu, ci voi fi în chinurile morții, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Fiți binecuvântați, Doamne ajută!